Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. După cum am spus într-un video anterior, am să prezint încă o jucărie, acest multitester, ce a fost cumpărat acum ceva timp. El a venit în această pungă electrostatică, manual trebuie scanat prin acest cod QR. Dar oricum, recomandarea mea este pentru manual, căutați pe internet LCR-T7 și găsiți mai multe lucruri. Acest multitester se găsește prin mai multe modele, mai multe revizii, cum s-ar spune. Însă partea tehnică, partea de măsurare fiind la fel. Numai că diferă, spre exemplu, ecranul sau cutia în care sunt puse. Unele testere se pot cumpăra și fără cutie, adică direct electronica, putând fi alimentat direct la o baterie de 9V. Însă aceasta vine cu baterie internă, ce se poate încărca prin micro USB. Bineînțeles, are un LED de afișare prin două culori. Roșu înseamnă că încarcă, apoi apare verde însemnând că bateria este încărcată. E o baterie litiu-ion, foarte mică, din păcate, dar oricum nu-mi trebuie mai mult. Pe viitor e posibil să-i fac upgrade. E o baterie de 300 de mAh. Componentele se montează, cele care se pot testa, se montează în acest conector tip zip, dacă am înțeles bine că se numește. Dacă greșesc, îmi spuneți voi în comentarii. Da, cred că conector zip. Bineînțeles, dacă ai unele componente, cum ar fi această componentă, un 2N3055, e clar că nu se poate pune în acest conector zip, se folosește acești conectori, aceste clene, o să le zic. Ok, o să le scoatem de aici. Văd că vine și cu rezerve pentru aceste vârfuri tip conector, cu acești tip de conector au venit și acel breadboard și într-un capăt vine cu un conector. Din câte se vede, da? Un conector. Da, și mă rog, a venit și cu un condensator de 10 microfarads pentru a testa și un LED de 3 mm roșu. Când nu este montat nimic în acest conector, apare că nu este pus nimic aici, că piesa semiconductor este necunoscut sau că este defectă acea componentă. Bun, prima dată să introducem componentele cu care a venit acest multitester. Să încercăm. Este un condensator de 9,3 microfarads. Pentru că 1000 de nanofarads este egal cu un microfarad. O să explic multiplii condensatorilor într-un video viitor, chiar mi-a venit această idee, dar într-un video viitor. Pierderea în dielectric de 0,9%, rezistența internă de 4,3 ohmi. Rezistența internă e greu de spus, depinde de capacitate, de tensiunea maximă a acelui condensator. Există un tabel, o să dau pe ecran ce am găsit eu pe parcurs. Practic și datorită lucrurilor ăstuia am cumpărat testerul. Da, avem un LED, ce căderea, o diodă, pardon, că la urmă LED este tot o diodă, cu o cădere de tensiune pe ea de 1,7 V și are o capacitate de 18 picofarads. Se vede clar, anod, catod, deci anod în partea stângă, catod în partea dreaptă. Acesta este o diodă Zener. Nu știu dacă o să detecteze dioda Zener, deși pe manual spune că poate detecta până la aproximativ diode de 30 V, diode Zener. Da, se pare că a detectat. Aici este anodul, catodul. Aceasta este tensiunea de cădere pe diodă în mod direct, comportându-se ca o diodă normală, diodă redresoare, și aceasta este din tensiunea inversă, fiind tensiunea Zener. Încă o dată, să testăm. 2,7. Deci, probabil este o diodă Zener de aproape în jurul valorii de, da, din păcate, de 3,9. E de 3,9. Se pare că am omis un lucru, și anume, pentru testarea diodelor există o zonă special pentru acest lucru. De ce? Pentru că în zona respectivă este o tensiune pentru a putea alimenta dioda Zener.
O să pun ca și cum ar fi catod, anod, anod, și zona respectivă, K de la catod, A și A de la anod. Și bun. Nu, nu respectă catod ca și cum bănuiești că ar fi catod. Acum, bineînțeles, este bine. Avem două diode Zener, bineînțeles, una de 3,9V și alta de 3,3, BZX se numesc. Haideți să le alimentăm direct, anod plus, catod minus, ca la o diodă normală, redresoare. Bineînțeles, o adresat-o ca fiind o diodă Zener de data aceasta, iar căderea de tensiune de 728mV. Invers, minus pe anod plus pe catod, ar trebui să ne dea căderea de tensiune Zener, da? Și din păcate a detectat-o ca, ar fi, dar, ca și cum ar fi de 2,8. Dioda Zener BZX de 3,3. Hai să o alimentăm direct invers. Minus pe anod plus pe catod. Da? Și 2,2. Din păcate n-a detectat-o așa cum trebuie, pentru că este o diodă Zener de 3,3. BZX 3,3. Și trecem la dioda 1N5346B, da? O alimentăm invers, minus pe anod plus pe catod. Haide. Și a detectat-o perfect, de 9,2. Ea este de 9,1, e bine. Părerea mea probabilă este că multimetrul dă un curent mic, prea mic pentru a putea deschide diodele Zener de tensiune mică. Pentru că diodele de tensiune mică ar nevoie de un curent mai mare. În schimb, cele de tensiune mai mare, de tensiune de stabilizare mai mare, e nevoie de un curent mai mic. Și de asta probabil cea de 9,1 e detectată mult mai bine. Dar, mă rog, e bine de știut. E un aparat care, cu care poți detecta o componentă, să vezi ce este oarecum acea componentă. Nu poți avea încredere asta. Este un tester rapid. Asta e și scopul. Oare de ce nu-l detectează? Straniu. Este un diac. Un alt condensator. Atenție! Când testați condensatorile, nu uitați să le descărcați. Scurt circuitați terminalele, armăturile condensatorului. Montat, vedem. Așteptăm. Este un condensator de 9,8 microfarazi, după cum v-am spus, 1000 de nanofarazi egal cu un microfarad. Pierderea de tensiune prin dielectric este de 0,6%, SR. Pe noi ne interesează în primul rând DSR, resistența internă în alternativ, în curent alternativ. Hai să măsurăm și acesta, nu știu ce este. Ah, este un tranzistor EB de 140. Îl testăm. Da, un tranzistor PNP cu minus pe bază. Factor de amplificare 258. Curentul de colector prin colector. Și tensiunea bază emitor a transistorului bipolar de 658mV. Ok. Următorul. Cred că este, ce este acesta? Este un transistor de 2N7000, este un transistor MOSFET. Ok, acum am introdus bine. Da, un transistor MOSFET cu canal N, N-ul de respectiv. Capacitatea porții de 30, ce v-am spus într-un video anterior, capacitatea porții de 30 picofarazi, rezistența drenă-sursă, între drenă și sursă, drenă-sursă, tensiunea de cădere a diodei inverse, eu zic că dă multe detalii tehnice a acelei componente. E super. Următorul este un... Da, ce e? 1-3-1. Nu mai știu exact dacă e. Este tristor, parcă, sau triac. Triac. E un triac. Ok, UF de 883. O să fac un video special cu doar cu triac, dar asta într-un video viitor. Ok, următoarea componentă. Luăm pe rând tot un triac, cred că este. Să vedem.
Deci îl vede ca un transitor bipolar, ceea ce e greșit. Deci nu se pot detecta chiar toate triacele. Următorul, nu știu ce este, îl vedem. Chiar e, da, e un transitor bipolar, este BD139, NPN. Următoarea componentă. Detectat, e corect? Detectat? Da, e corect, pentru că da, e un BC547. Să vedem, un MOSFET de putere mare îl detectează. Oare? Să încercăm. Da, domnule, l-a detectat. Următoarea componentă. Un tranzistor MOSFET cu canal P. Îl luăm rapid, că trece timpul și nu doresc să fie prea lung. Următoarea componentă, testăm. Arată că este un tranzistor bipolar. E așa este? Da, este un tranzistor bipolar PNP. E 557. Să introducem și o diodă normală, o diodă redresoare, 1N4001. Căderea de tensiune de 683, capacitate internă de 12 picofarazi. Ce mai avem pe aici? Un BT149. Tristor detectează foarte frumos. Următoarea componentă, cred că e tot un tristor. Da, e un tristor care îl detectează ca fiind un transistor bipolar. Haideți să testăm și câteva rezistoare. ohmi. Alt rezistor. Aproape un kilo. 1000 de ohmi. Un kilo. Un rezistor de 0 ohmi, da. Probabil n-ați mai văzut. Rezistor folosit mai degrabă drept protecție în locul siguranțelor fuzibile. Spre exemplu, încărcătoarele de telefon sau ceva gen. În scheme de putere mică. Detectează ca fiind 0? 0,38? Ok. Nu prea. Ia între 1 și 2 vedem cum detectează. Da. Între 1 și 2 e mai bine. 0. Okay. Testăm între 1 de 1 și 2, se pare că testează. Da, de 5,3. Ah, nu, este, pardon, n-am văzut caul. E de 5,3 megaohm. 5375 kilo. Și ultimul rezistor, semiregrabil, trimmerul și ultimul condensatorul bipolar o să-l testăm. Și bineînțeles niște condensatoare de capacitate mai mare. 34 de kilo. Să vedem cum îl vede. Ce frumos. Bineînțeles, un trimmer are că e de 10 kilo-ohm și cursorul din mijloc se mișcă într-o parte în alta, adică spre partea stângă, partea dreaptă și mai departe. Deci este undeva prea mijloc cursorul. Cursorul e în mijloc 2 și capetele semiregrabilului. Haideți să testăm și tranzistorul bipolar de putere mare. Optic. Nu. Se pare că domnul colector nu vrea să fie conectat. Ok. Gata, a reușit. Tranzistor bipolar, NPN, bineînțeles. Factor de amplificare, tensiunea bază emitor și curentul prin colector. Ok. Chiar am găsit niște condensatoare pentru a le măsura. Prima dată le testăm pe cele cu
armăturile mai lungi, cu terminalele mai lungi. După cum v-am spus, nu uităm să descărcăm condensatorul. Este foarte important, condensatorul electric este obligatoriu pentru a-l descărca. Ok, montat. E de 100, parcă de 100 de micro. Microfarazi. Straniu. 0 ohmi. 88 de microfarazi. Tensiunea pierdută de pierdere în dielectric de 0,8%. Condensatorul descărcăm. Așteptăm. Avem un SR de 0,9 ohmi. 19 microfarazi, tensiunea pierdere în dielectric de 0,9%. Ăsta de 1000. În cazul acestora trebuie să folosim clemele acestea de prindere. Nu uităm să-l descărcăm. Condensatorul electrolitic e obligatoriu pentru a-l descărca. E de 1000 de microfarazi la 10 volți, da? Și avem 864 de microfarazi, tensiunea de pierdere în dielectric de 1,3%, SR de 0,19 ohmi. Următorul condensator de 4700 de microfarazi la 6,3 volți. Bineînțeles, nu uităm să-l descărcăm. Și îl testăm. Vedem ce este pe ecran. 4,4 microfarazi, tensiunea de pierdere în dielectric de 3,5% și SR, resistența internă de 0,15% resistența în dielectric. Ok. Ultimii doi condensatori, la fel, îi descărcăm. Știu că pare enervant, dar este obligatoriu descărcarea condensatorului electrolitic. Testăm. E de 4700 microfarazi la 25 V. Acesta este. Să dau mai așa să vedeți. 4,3 microfarazi, tensiunea pierdere în dielectric de 1,6, SR de 0,12 ohmi. Ok, să termin clipul privind multitesterul de față. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă loc de like. Dacă nu sunteți deja abonați, să vă și abonați. Și eu vă aștept pe data viitoare la un alt clip. Vă mulțumesc și toate cele bune. La revedere!